Bună seara, bun găsit doamnelor și domnilor! În seara aceasta vom poposi undeva în inima munților Apuseni, pentru că invitatul meu s-a născut la Ciuruleasa. În munții Apuseni tragem toți, acolo găsim bogățiile județului Alba și tot acolo ne umplem sufletul de plin, de prea plinul vieții de fiecare zi. Pentru că o viață mai tihnită și mai molcomă decât în Apuseni nu prea găsești niciunde în lumea aceasta. Poate de acolo, din viața aceea liniștită și plăcută a apusenilor, și-a tras dorința de a scrie și invitatul meu din această seară, pentru că și-a închinat viața scrisului. Mai întâi ca jurnalist și apoi a publicat o serie de romane care, pe măsură ce au trecut anii, au devenit tot mai dese. Oare de ce? Oare de ce a ales să-și pună sufletul și inima în palmele noastre? O să discutăm în această seară cu invitatul meu, publicistul, dar și scriitorul Gheorghe Jurca. Bună seara! Bună seara, doamnă! Bine ați venit la Alba TV! Bine, e mult timp de când aveam intenția să vă invit, dar acum suntem în preziua unui mare eveniment, o nouă carte. Da. De obicei, an de an, aduceați în fața noastră, așa cum am spus și cum ați spus și dumneavoastră în prima dumneavoastră tipăritură, în debutul dumneavoastră, ne-ați pus sufletul în palme. Corect. Este o proză scurtă, scrisă de mult, cândva, în revista Luceafărul. Da, exact așa, da. Așa s-a intitulat. Cu aia am și debutat în 1982 în presa literară. După aceea au urmat câteva cărți, până la Revoluție vreo 4 și după Revoluție au curs până către 50. Am văzut că, așa cum am spus și în introducere, vorba dumneavoastră, au curs cărțile tot mai multe, an de an tot mai mult ați tipărit. Faceți parte dintr-o, cum să spun, dintr-o nobilă profesie, aceea de a scrie, de a ne aduce frumosul în fața ochilor. Dar, până aici, au fost mulți pași, mai grei la început, mai ușor pe măsură ce a trecut timpul. Privind acum în urmă, de la flăcăul pe care tatăl vroia să-l țină acasă, la coasă și la strâns fânul, la păzit de vite și până la tăia de lemne, Geo Jurcă, cel care astăzi ne umple sufletul, așa cum spuneam, cu scrisul lui în toate sferele literaturii, nu cred că va scăpa ceva. Cum a fost drumul acesta? A fost un drum anevoios, un drum în același timp foarte abrupt, cu foarte multe obstacole, cu foarte mulți prieteni, cu foarte mulți inamici, cu multe eșecuri, cu multe izbânzi, dar mai presus de toate a fost voința și fervoarea mea de a scrie. Scrisul pentru mine e ceva aproape ocult, ceva tainic, ceva misterios. Întrebându-mă de multe ori pe mine însumi, oare de ce am scris, de ce am început să scriu și de ce scriu atâta, nu pot să dau un răspuns foarte clar. E o ceva care mă transcende, cum să spun, ființa mea reală. Vine de undeva din bolgiile mele sufletești. Simt că mi se ridică de undeva din visceră și ajung în emisferele cerebrale și mă trimit la masa de scris și mă pun în fața mașinii de scris și scriu. Scriu uneori aproape zilnic, alteori scriu mai puțin, uneori mai mult și scriu foarte ușor pentru că mă ajută foarte mult sau m-a ajutat meseria de gazetar. Am făcut peste 40 de ani de gazetărie. Totuși, până la ajunge gazetar, ați ales filosofia. Ei, asta e o școală. Asta am făcut una din facultățile mele care am făcut. Dar de ce filozofie? Adică un băiat plecat din inima Apusenilor. Dintr-o comună micuță. Ciuruleasa e o comună micuță. Ai spune că nu prea au copiii de acolo perspective. Ați ajuns la Copșa Mică iarăși într-un infern. Un adevărat infern. Cum ați ajuns la filosofie? Ei, foarte simplu. Orice om are o mulțime de întrebări. Altfel nu am scriitor și nici gazetar, dacă nu spui întrebări. Iar și întrebările și le pun de regulă filozofii. Și tot filozofii caută și răspunsuri la ele.
Mi-aduc aminte că seara când veneam spre casă cu taică-meu, cu maică-mea, ei plecau înainte, eu rămâneam în urmă, cerul era spuzit de stele, eu cu capul pe sus, oare care o fi steaua mea, care o fi steaua mamei, steaua tatălui, mă uitam peste păduri, cum foșnesc. Împărtășați aceste gânduri cuiva? Nu. Sau le țineați pentru dumneavoastră? Nu. Eu n-am avut până am ajuns, cel puțin în liceu, eu n-am avut prieteni apropiați. Mie îmi plăcea extraordinar de mult singurătatea. Pentru că atunci stăteam de vorbă cu tot necuprinsul din jurul meu și cu mine însă. Și atunci îmi puneam întrebări și puneam și răspunsuri. Și citind, am zis, normal că numai făcând filozofia pot să dau o serie de răspunsuri la întrebările care mă frământau și la dilemele care îmi decimau, ca să zic așa, sufletul. Și acum filozofia. V-aș întreba de la înălțimea celei de-a doua dumneavoastră tinereți, ați găsit vreun răspuns? Ei, răspunsul încă nu l-am găsit. Pe de-a întregul am găsit sferturi de răspunsuri, în sfârșit, multe aspecte, la unele probleme le-am găsit, la unele nu, dar sper să-l găsesc. Într-un cuvânt, viața, pur și simplu. Viața, existența, nașterea, iubirea, căsătoria, moartea și așa mai departe. Pentru că mi-aduc aminte, pe la 8 sau 9 ani, am venit acasă de undeva de pe câmp, coborând de la vite, pentru că asta era meseria, adică meseria, îndeletnicirea de bază, că era o meserie. Meseria am făcut-o ulterior. Am venit toată acasă și era numai maică-mea acasă și mă zgudea plânsul. Și a zis, băi copile, de ce plângi? M-a întrebat mama. Și am zis, mama, zic, de ce m-ai mințit? Sau de ce mă minți? De ce nu mi-ai spus că eu o să mor? Aș descoperi moartea. O revelație uluitoare am avut. Când o zi nu o să mai fiu. Și eu pe așa credeam că voi fi etern. Ca tot ce vedeam pe câmp în jurul meu, iarbă, flori, fluturi, gâze, cer, stele și așa mai departe. Și a zis, dragul mame, omul se naște și trece o perioadă, nu știu ce, sfârșit, o explicație țărănească, dar foarte, cum să spun eu, normală și firească. Sfârșit, m-am domolit, acum m-am domolit și mi-a trecut. Dar oricum, orice creator, orice, poate prea mult spus artist, dar se poate spune și așa, că toate naturile creatoare, creative, sunt legate de arta. Depinde, muzică, poezie, pictură, sculptură. Domnul Joe Bogza, îmi permis să vă numesc așa, cu apelativul acesta, pentru că spuneați că dăruiți prietenilor. Foarte... Vreau să mă consider o prietenă. Da. Și atunci vă întreb, că... de la filozofie la jurnalism, cât de lung a fost pasul? Ce se întâmplă? Sunt câteva hiatusuri între una și alta. Eu am făcut prima dată cursul de jurnalistică, care pe atunci, pe vremea aia, ținea locul unei școli, unei facultăți de ziaristică. Așa este. La Ștefan Gheorghiu. Și a dat cei mai buni ziariști. Trebuie să o recunoaștem că și la ora actuală sunt vârfurile de lance. Da, dar din păcate au îmbătrânit, s-au pensionat, unii au fost alungați, s-au luat pe alte drumuri. Așa e viața asta foarte haină și dictată de interesele meschine ale unora și altora. Un exemplu îl aveți în față, care a fost dat afară din redacție pe scala de serviciu. Nu e chiar așa. Ba, da, doamne. Haideți să revenim la filozofie și la jurnalism, pentru că din punctul meu de vedere, există o mare diferență între ele. Dacă filozofia te poartă, așa cum spuneați, prin întrebări fără răspuns, prin revelații de o clipă, jurnalismul te așează cu picioarele pe pământ și mai ales ceea ce ați făcut dumneavoastră, jurnalism social. Societatea îți oferă niște exemple reale, palpabile, care te zguduie. Da.
Deci, când am terminat jurnalistica, am fost repartizat în regiunea de unde plecasem, de fapt. Că m-am dus pe bază de dosar. Nu pot eu acum să mistific realitatea. Așa era pe vremea aceea și mi se părea normal. Eu eram elev la Gura Barz la Liceul Seral, unde am făcut Liceul Seral, pentru că nu am urmat în viață un traseu școlar obișnuit. 4 clase, 8 clase, liceu, facultate și așa mai departe. Eu după ce am terminat 4 clase, stai că mâna lui să mă dea nici măcar la Brud să fac clasele 5-7, cum era atunci. M-a luat învățătorul meu de mână și m-a dus pe ascuns la școală și m-a înscris. Am terminat 7 clase, am dus să dau examen la liceu pedagogic din Abrud, că era o școală vestită în toată Transilvania, acum cred că și dumneavoastră știți. Ei, acolo am avut și eu niște malversațiuni, să le zic așa, din partea unor profesori, care aveau slăbiciunile pentru unii copii ale unor prieteni din oraș. De pildă, toți fiii, să-mi fie iertată expresia asta, pentru că acum nu mai sunt de acord cu ea, dar atunci m-a umplut de obidă. Toți fiii celor din orchestra care cântau la celebrul restaurant de Tunata din Abrud, care erau romi și toți romii sunt muzicanți prin naștere, au intrat la școala pedagogică și în clasele 5-7, unde erau colegi cu mine, erau abia treceau clasa de aici pe acolo. Iar eu eram din 9-10. Domnul Jurcă, cum se repetă istoria? Și dați-mi voie, numai să cred, nu vreau să le lungesc, că poate, nu poate, mă cert, avem și alte lucruri de povestit. Și s-a găsit un profesor care își cam bătea joc de noi cei de pe marginea orașului, de la ciurile astea, Buninjinea, Soharu, Sățeliște, Cărpiniș, așa mai departe. Și ziceau țără noi, Lăturenți și așa mai departe. Ce căutați voi, băi, să faceți voi școală? Voi stați acolo la vite, la bălegar, la vaci, la cutare, cutare. Și când a venit rândul să... la un examen de oral la limba română, a ținut să fie și el prezent. Pentru că era frică că o să scap în câștigător. Și era normal că câștigam. Pentru că la teza de oral, la lucrarea de oral, luasem 9. Și urma oralul unde la fel eram... Hai, să nu-mi fac eu acum pe... Știu eu, pe megalomanul. Eram bun. Între 9 și 10 oricum aș fi luat. Da. A venit și mi-a pus o întrebare care nu făcea parte din ceea ce ni se predase nouă, nu era cuprinsă în programa școlară. Ce a zis Jean, nu știu cum îl chema, Javert, din Victor Hugo? Ei, am zis, toașul profesor, cum era pe atunci titulatura, nu știu, pentru că nu l-am citit încă. Eu abia am citit Capra cu Trăiesc și Pâns la cel voinic și Frații Grimm și Christian Andersen, Fata cu ghibrituri și așa mai departe. Și mai citisem eu niște cărți mai importante, adică dincolo de bază și de povestire. Nota 2. Când am văzut că de 2, nici n-am mai așteptat să mai dau examen la celelalte materii, că știam că nu pot să câștig. Asta mă trăgea foarte mult înapoi. Drept pentru care am și plecat acasă și am văzut după aceea că cei reușiți erau exact cei din care v-am povestit eu. Fii de rom din Abrud și de unguri și de jidan, creau foarte mult jidan în Abrud. Și în plus de asta, colegi de-ai mei de pe același dealuri rubensiene, cum le numesc eu, adică mai... Rotunjoare, așa ca... Era să fac o analogie cu o femeie cu paranteze pofticioasă. Cu forme. Cu forme, așa. Și am găsit colegii mei de pe dealurile alea, care ce se întâmplase? Cărau din greu jamboane, ouă, lapte, brânză și așa mai departe. Și a dat din nou cu fruntea de realitate a vieții.
Și taică mi-o, ei, foarte bine că n-ai reușit, că oricum aveam nevoie de un om, că eu eram al doilea dintre frați, am fost 6 frați. Și aveam, nu, când am trecut 7 clase, 12 ani, 11 ani, dar 12, pentru că eu m-am dus la 8 ani la școală, m-a dat mama. Erați bun de muncă, cu alte cuvinte. Da, bineînțeles, eram, nu, o forță deosebită, herculeană, să zic așa, pentru că nu eram foarte robust, eram mai slăbus din fire, dar oricum aveam multe de făcut și m-a oprit acasă. Dar visul meu nu era să stau acolo, oricât îmi plăceau sau îmi place și acum să... Și ori de câte ori scriu o carte, mă refugiez acolo în satul unde m-am născut, pe care îl consider un paradis, unde, știu eu, codrii foșneau așa, o muzică celestă, florile erau parcă grizonate așa, cu nu știu ce pudră magică, fluturii se îmbârteau mețitor prin aer, norii desenau niște desene ciudate prin care abia vedeam soarele și mie nu rămânea decât să închid ochii și să levitez și să mă ridic spre cerul și să planez peste tot satul. E, asta este o viziune așa de natură poetică, să zic așa. Și odată ajuns în București, nu, și îndepărtat de astea... Dați-mi voie să mai spun ceva. Și deci nu m-a lăsat să mă duc nicăieri. Și atunci, când nu m-a lăsat să mă duc nicăieri, am fugit de acasă, într-o noapte, cu complicitatea mamei. Am dus la Zlatna, la o profesională. Singura școală care nu s-a dus la examen de admitere. În cauza că probabil nu se găseau suficienți candidați. Și m-am dus acolo, a fost o floare la ureche, pentru că 3 ani cât am stat la Zlana, eu n-am învățat nimic în afară de tehnologia materialelor, deci ceea ce era legat de meserie, eu am fost metalurgist de metale neferoase, dar în sfârșit am înghițit la gaz acolo în uzina aia, o care o știți și domnia voastră. Și... O știam că nu mai e. În școală, ce să spun, școala mai a fost pentru mine la vremea aceea, poate exagerez, poate unii o să-mi dea dreptate ascultându-mă, un fel de ghetou. Frig, foame și bătaie. Și un regim cazon. Dezbrăcați până la brâu dimineața, exerciții, fugă, cântece, mergeam spre nu știu unde, la uzină, cântând și așa mai departe. Și am terminat așa aia cu timp, cu vaie, aici am scris eu în cele 4 cărțile mele de memorii lucrurile astea care mi s-au petrecut acolo, mai cu deamănuntul și mai literar, cum s-ar spune. Și am fost repartizat la Copșa Mică, acolo, văzând ce iad există acolo, încât toți colegii, cât eram acolo, nu știam care, cine suntem, cum ne cheamă, abia numai că veneam acasă și făceam baie și atunci ne știam că tu ești X, tu ești Y, tu ești Z și în rest, dinții albi erau în gura noastră. Și am zis, băi, eu nu stau aici și zic, stau până când iau o chenzina și plec. Și după mine s-a luat toată clasa. Au mai rămas doi înși. Mai obedienți, mai mefienți cu șefii, mai în sfârșit. Nu mă mai interesează treaba asta. Și am venit acasă. Iar am căzut la mâna lui taică meu. Vezi, am spus că tu ești făcut aici să stai, să mă ajut și... Ei, s-o crezi tu, tată, că acum deja îi spuneam așa, eram și eu puțin așa revolut, rebarbativ, ca să zic așa. Și am stat nici acolo și tot așa într-o noapte dimineață am luat cursa spre Brad și m-am dus și m-am angajat la o zi de preparare a aurului din gura Barta.
Și acolo am avut noroc, pentru că nu mai erau locuri, cu un inginer șef, care am povestit. Ei, de atunci mă pricepeam eu la povestit mai elegant, mai ales, mai frumos, mai convingător. Și asta, uite, fac liceu seral, deja la ZLA, n-au nesăvițase liceu seral în timpul școlii profesionale. Am făcut două clase, dar între timp, când a trebuit să-l reiau, trebuia să dau niște examene la limbi străine pe care eu nu le făcusem, numai rusă. Și așa am pierdut un an și am luat-o de la, deci am luat 8, dar și 9, 10, 11, le-am făcut la seral. Și ăla m-a angajat și în plus de asta mi-a dat și o funcție acolo să păzesc niște compresoare care aspirau praful, rezultat din zdrobirea pietrei, din de unde se ieșa aurul care se amalgama cu mercurul pe o masă vibratoare. Să știți, sunt niște amănunte ce țin de tehnica respectivă. Și m-am dus la ziaristică și m-am făcut ziaristică acolo, am întâlnit binefacerile în ghilimele ale socialismului glorios, pe care vă spun sincer, n-am dat prea mulți bani. Și totuși au fost niște vremuri de care cu plăcere vă aduceți aminte până la un moment dat. De unele cu plăcere, de altele cu lehamite, vă spun drept. Eu m-am considerat, când am văzut ce se întâmplă acolo și am asistat niște lucruri, m-am considerat un fel de intrus în lumea aceea. Domnul Jurcă, spuneam că scrisul dumneavoastră s-a îndesit odată cu trecerea anilor. Atât timp cât ați făcut jurnalism, n-ați avut timp să puneți pe hârtie romanele, poeziile, eseurile? Sau ați lăsat la copt, ca să zic așa, subiectele? Pentru un timp în care aveați liniștea necesară, pentru că spuneați într-un interviu că aveți nevoie de liniște ca să scrieți. Da, am avut nevoie de liniște și acum am nevoie de liniște. Nu vreau să aud o muscă în camera unde scriu. Dacă nu, nu pot să scriu. Sigur, am cochetat cu prima dată cu poezia încă de când eram la liceu la Gura Barza și am trimis de atunci poezie unor reviste, cum era de pildă Luceafăr, unde am și debutat și unde răspundea la, asta e o onoare pentru mine, unde răspundea la poșta redacției titulată Dintre sute de catarge, Marele Tudor Arghezi. Așa pot să zic că ce mai scrieți, după aia mi-a publicat o strofă, după aia două strofe, după aia o poezie întreagă. Există vreun gen de care să nu vă fi apropiat? Pentru că aveți și teatru, aveți și poezie, aveți și proză scurtă, aveți și roman. Da, da, am și niște scenarii care nu le-am publicat. Memorii, eseuri, pamflete. Nu cred că există. Nu există. Poate epistolar? Îmi scapă mie sau nu? Epistolar, nu. Jurnale, nu, dar jurnale sunt risipite prin cărți. Sunt acolo, de pildă... Jurnal, chiar l-ați amintit mai devreme, memorii. A, dar cum să zic, am trei romane epistolare, formate din scrisori. E, uite, n-am citit, trebuie să mă duc să mă pun la punct. Primul roman se cheamă Nu ucideți dragostea, al doilea scrisori din livada cu mierle. Am chiar vreau să vă întreb că parcurgând așa titlurile, eu recunosc, n-am citit toate cărțile, nici n-aveam cum. Nici n-aveați când și nici nu puteați. Asta spun. Dar parcurgând titlurile, am văzut că în fiecare titlu, cel puțin așa am perceput eu, există o oglindă între bine și rău. Iată, Nu ucideți dragostea. Puneți în același titlu moartea, uciderea cu dragostea care înseamnă viață, practic. Da. Și aș putea să dau mai multe exemple. În multe, în foarte multe titluri aveți această alăturare. Păi, este întâmplătoare sau este premeditată? Nu este. Literatura, viața, în general, viața omului este maniheistă, adică bine, cu cele două, rău, bine frumos, și rău. Urât. Da. Și de regulă, conform basmului românesc și nu numai românesc, și basmului străin și chiar a celor celebre filme americane numite western, binele învinge răul. Și asta este frumos în lume,
aici este un loc unde se manifestă spiritul justițiar și dreptatea lumenirii. Și asta mă încălzește sufletul când văd lucrul ăsta. Și orice scriitor și în orice roman, până la urmă, în afară de, știu eu, de thrillere, de alt genul de cărți, în sfârșit unde se termină altfel, unde învinge răul, că sunt unii, în sfârșit, altfel construiți. Stați membru al Uniunii Scriitorilor, de mulți ani. Da. V-a ajutat cu ceva apartenența la această uniune? Sigur, nu din punct de vedere literar, poate din punct de vedere al promovării. Sau... Multă vreme din am vrut să-i duc. Am intrat relativ târziu față de cât puteam să-i duc. În 1998 am intrat. Puteam să intru în 1985, de pildă. Că aveam cărți deja. Că cu două cărți poți să intri. Eu aveam vreo 6. Dar am zis că ce rost are să zic? Important e să scriu. Important e să mă adreseze cititorului să-i placă. Dacă mă vede să mă oprească, să spună domnul Jurcă sau toarșul Jurcă, mi-a plăcut cartea aia, pentru ce mi-a plăcut. Și asta era o satisfacție morală. Satisfacție pe care o am și acum și pentru care și scriu. Eu nu scriu pentru critică. Dimpotrivă, față de unii critici am o relație de respingere, pentru că fac parte teoriile lor literare. Acum nu comentăm critica, pentru că și critica, ca și viața, are afinități, are prietenii, are... Se știe, până la urmă fiecare interpretează în felul lui. Ăștia fac păinitiștii și vreau să spun că nu îi înghit. În schimb, îmi plac foarte mult criticii care fac critică de întâmpinare și povestesc cartea și spun despre carte de ce e bună și de ce trebuie să o cumpere cititorul, exact. Ce găsești în ea. Te încurajează să mergi înspre cartea respectivă. Asta îmi place. Dar mai mult și decât lucrul ăsta, îmi place să discut cu cititorul, cu lectorul. Eu lui mă adresez. Adevărul e că eu am spus-o întotdeauna, un scriitor este mare sau mic în funcție de cât este de citit, de cât vinde. Degeaba facem ierarhii în alte feluri, pentru că ierarhia acolo se limitează ca și Oscarul. Dacă Oscarul se dă celui mai vizionat film, eu aș da un Oscar pentru cea mai citită carte. Da, așa este. Spun asta așa, pentru că iată, emisiunea asta întotdeauna am spus că este prea scurtă, o jumătate de oră trece prea repede. Și atunci, în încheiere, v-aș ruga să lansați o invitație înspre ultimul roman. Să facem și noi o critică de întâmpinare a ultimului roman, care va fi lansat la Alba Iulia. Joi, la ora 6, la Galerie de Artă. Ce găsim în romanul acesta? În romanul ăsta găsiți cum să construiești o carieră literară. Știți că foarte, foarte puțin tineri mai citesc. Ce să le spunem ca să caute la bibliotecă sau în librării romanul? Romanul se adresează în primul rând celor care sunt ziariști, celor care vor să devină ziariști. Este o cronică a vieții unui om? Este, da. Este un demers printr-o pădure cu întâmplări, cu amintiri, cu duioșii, cu dureri, cu pasiuni, cu convulsii, cu bune, cu rele, dar care până la urmă se amalgamează într-un întreg foarte rotund și foarte frumos. Eu aș putea să citesc de aici, ca să fie edificator pentru cititor, o jumătate de pagină, care e definitorie și chiar și pentru întreaga carte, deși până acolo sunt lucruri deosebit de luminoase, de frumoase chiar, și cu bune și cu rele, așa cum este viața. Și în gazetărie, mai ales în vremea în care exista cenzura, nu se prea făcea gazetărie așa conform datelor tale sufletești. Să ziceți mersi că am acceptat să locuiți în aceeași patrie cu noi. Bieți mizerabili ce sunteți, care doriți
să distrugeți noțiunea, sentimentul, conștiința de patrie, de limbă și neam, ați ajuns să dați apă la moara ungurilor, să le dați pe mână sănătatea și cultura și pădurile unui popor și ca mâine veți da și aurul de la Roșia Montană, Barza, Certej. Sunteți capabili să faceți comerț, afaceri și cu soarele patriei, cu copiii patriei. Alții înaintea voastră au făcut isprăve epocale, au ridicat edificiul acestui neam, au iscat legende, mituri, simboluri din faptele lor, iar voi vă bateți joc de ele, pentru voi sunt niște paie cărora le dați foc cu havanele voastre cu tutun de Virginia. Sunteți dubioși, hidoși, hirsuți, infami, lași, mărșavi, ipocriți, vânzători de neam și de țară. Voi nu iubiți nimic din această patrie română. Nu iubiți nici măcar femeile, ci doar carapacea lor carnală și musculară care au acceptat să vă ia de bărbați pentru bani, pentru limuzine, pentru iachturi, avioane și sejururi în Hawaii, Honduras și Bahia Blanca. Bravo vouă! Ați găsit cine să ne vorbească despre morală și despre etică. Niște cicizbei incorigibili. Ați furat adevărul Revoluției din 89 și îl ține sechestrat în seifurile Palatului Prezidențial. Păstrați-l! O singură concluzie se impune la toate aceste infamii pe care le-ați făcut în acești 20 și ceva de ani. Arată-te, Doamne, pe acoperișul casei poporului și fă-i să intre de vii în pământ. Opriți planeta, vreau să cobor. O concluzie dureroasă. Da. Și cartea văd că vine până în zilele noastre. Din păcate trebuie până să ne oprim zi. Aici. Emisiunea noastră s-a încheiat în nota aceasta mai puțin optimistă, dar să sperăm că vremurile se vor îndrepta. Finalul e așa, pentru că în rest cartea are foarte multe Domnul lucruri George, frumoase. Domnul George, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Vă doresc multe, multe romane de acum înainte, să ne bucurați cu ele. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă doresc o săptămână luminoasă. Vă așteptăm la lansarea de carte și multă, multă sănătate. O seară bună, ne vedem marțea viitoare la o nouă poveste sufelinar. La revedere!